dragi, bine v-am găsit la un nou episod. Bine v-am regăsit la un nou daily. De fapt nu o să fie un daily, cred că o să filmez câteva zile. Weekendul ăsta o să mă duc în București și o să am puțină treabă pe acolo. O să pregătim piesa nouă, o să mergem la concert și o să vă mai arătăm ce nebunie mai facem noi prin București. Ce faci? Cum este ziua ta de astăzi? Apropo, îmi pare rău că n-am mai postat de 2 săptămâni. Știu că... Wow. Suntem la București, la Global Records. Nu știu dacă îl vedeți pe Cristi acolo în spate, dar înregistrează pentru piesa nouă. Yeah. Suntem destul de alarmați pentru că nu știm dacă o să prindem concertul lui Lino, pentru că trebuie să fim la el la 10:30 și cred că este deja 10:30. Eu sincer cred că o să terminăm totul la timp și am mari așteptări de la piesa asta. Sper să vă placă și vouă. Oricum, în clipul din Music Changes You v-am pus un teaser. Toți ați văzut teaserul de la final și mi-ați spus că vă place la maxim. Deci acum vom termina piesa pentru voi. Wow, ce overexposed sunt, mă scuzați, nici măcar nu m-am uitat în monitor. Îl avem pe Georgescu în casă aici. Ce zici, boiule? Ce să zic, plecăm la concert acum cu Lino. Ce ai picioare, boi? Haide să vedem ce fac băieții aici. Între timp ne-a făcut și poiata o vizită. Nu știu cu ce scop. Da, vei ce face practic. Cuicule îi faci pe toți muzicieni. Aș vrea să mai dau o dată asta, că e mișto. Quick, am terminat, mersi mult că ne-ai ajutat. That was quick, de acolo vine. That was quick. Așteptăm Uber-ul. Circul cu Uber. Zi-mă, Georgescu. Ce să facem? Mergem la Ploiești acum. Circul la cu Uber. Mare, nebunie! Nebunie la Ploiești, vă așteptăm. Nebunie! L-am pus pe boiul. Mare, merge să facem house. Linaru, ce faci? Bă, bun, ne-am strâns toți aici. Este timpul să plecăm. Suntem pregătiți. Echipa e pregătită. Tot timpul. Ce echipă? Pisicile sălbatice. Ce echipă? Pisicile sălbatice. Hey, dă-mi o poză de-aia nu-ți pe snap. Promit că rămâne un secret. Hai odată cât te mai aștept. Nu fac screenshot, sunt băiat deștept. Snap-uri în baie, snap-uri în club. Ia de repede un snap să văd ce-ai pe dedesubt. Oh, nu te da de gol, nu te da de gol. Că vede ce nu trebuie și e semna sor. Ce faci, fata, unde mergi din seara, dă-mi adresa ta. Poate trec puțin pe acolo să mă bag în viața ta. Că o fac cum trebuie, întreabă pe cineva. Este următoarea zi, am scârțuit până aici la marele studio al lui Lino. Urma să zic că gătim ceva, dar nu sună așa de bine, sună mai bine în engleză. Da. Lino pregătește o piesă de Crăciun și a zis că vrea să o fac cu mine și cu Cristi, deci... vedem cum o să iasă, cum o să vă placă. Ce-mi place obiectivul ăsta, uite. Da, prinde tot, uite, bum. Nebunurilor! Lino între timp a răcit. Aveți grijă pe vremea asta, oameni. Dacă dați un like, o să revin. Dacă nu știați unde înregistrează Lino, vii aici în locul ăsta. Uite cum arată. Bum, așa. Ăsta e în microfon, după cum vedeți. Frumos îți pui căștile. Uite aici te auzi tu în căștile astea. Și de acolo bum, Ana are mere pe regele. Bum. Cristi. Ah. Ce zici? Am zis să fac un daily vlog pentru că nu am mai făcut de foarte mult timp și dacă tot am venit în București, am zis să filmez, ce mai fac? Și dacă vă place toată ideea cu daily vlogurile, nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să văd dacă ar mai trebui să fac daily vloguri sau să ne păstrăm cu challenge-urile, cu toate clipurile alea, blanao. Ok, deci începem o forță, Lino, trebuie să ne dea câte un pumn amândurora. Hai, am terminat de filmat, acum o să ne cărăm și noi. Mergem direct la Constanța. Cristi se uită după cine te uiți, mă? Avem minunatul drum până la Constanța, deci... Vai de cap. Wow, am ajuns acasă și nu este aceea zi, nici măcar... Aoleu, vai. E ciudat să faci o tranziție, să fii în geacă, iar apoi te vum și sunt în tricou, nu? Cristi, what you doing? What you doing back there? What you doing? Dacă îmi dați follow pe Instagram, nu uitați să apăsați pe notificări, pentru că... Nu vă mai trimite pozele! Am fiind! I spent 1,000 on a sweater.